am spus, în campanie vom avea multe activități pe care vom încerca să le lansăm pe parcurs, să vă informăm despre ele. Inclusiv de luni, online va fi disponibilă o petiție de solidarizare cu cele 8 școli, pe care noi o să încercăm să o distribuim, să fie subsemnată de cât mai multă lume. De aceea avem nevoie foarte mult de implicarea dumneavoastră și cred că este cazul deja să-i oferim cuvântul colegului nostru să ne vorbească despre ce vedem astăzi aici. Exact. Da. Bun, eu de foarte multe ori am fost întrebat de ce sunt interesat de tranziția, de ce mă interesează subiectul, de ce a trebuit să merg acolo să fotografiez și trebuie să spun întotdeauna că habar n-am de ce mă interesează subiectul. Ci pur și simplu am văzut la un moment dat niște... Bun, eu locuiesc în Finlanda de 7 ani și la un moment dat mă uitam pe internet și am descoperit câteva poze din Transnistria și mi s-a părut că sunt cândva din anii 70 sau 60 în Uniunea Sovietică. Și când am văzut că sunt de fapt de anul trecut, am zis, wow, așa ceva, avem așa ceva pe planeta asta. Și atunci am zis că neapărat trebuie să merg acolo, să văd cu ochii mei, să fotografiez cu aparatul meu și să văd cum se simte pe viu. Adică era ceva incredibil, adică creierul meu nu percepea, nu concepea așa ceva. Și atunci mi-am adus aminte, bineînțeles, de momentul 1992, când aveam 7 ani și când părinții mei erau, adică părinții și bunicii erau cu urechile lipite de radio și ascultau despre ce se întâmplă cu conflictul transnistrian și cum bunicul întotdeauna era pesimist, ziceau, gata, vin rușii peste noi, ne ocupă, nu conta că nu mai exista Uniunea Sovietică, dar el credea că gata, ne ocupă. Și atunci, bun, amintindu-mi și de pățanile astea din copilărie și văzând și suprarealismul realității din Transnistria, am zis că trebuie neapărat să merg acolo. Și am încercat prima oară să merg în 2010, m-am urcat în rutiera din Chișinău cu destinația Tiraspol și n-am înțeles de ce, dar m-au oprit pe graniță, m-au dat jos din rutieră și au spus că trebuie să merg înapoi la Chișinău. Nu mi-am explicat de ce, dar așa s-a întâmplat. În fine, n-am putut să vorbesc cu ei, că vorbeau rusă, altă limbă nu, eu nu știu, nu cunosc rusă. Și mai aveau și un Kalashnikov pe piept, așa că oamenii ăștia îmi deglucesc. Și m-am întors, urmând ca ulterior să planific mai bine trecerea graniței. Așa că în 2012, cu prietenii din Chișinău, am reușit să ajung într-un final în Tiraspol și să fotografiez. Dar chestia era că neștiind sigur că o să ajung acolo, era cumva înainte de Crăciun, deci momentul în care toți profesorii au plecat pe la casele lor, deci nu am putut să mă întâlnesc cu absolut nimeni în momentul ăla. Iar eu, fiind pasionat de fotografia de portret, am trăit întotdeauna cu frustrarea că nu am reușit să fotografiez decât clădiri sau scene de stradă fără oameni, adică aproape deloc fără oameni. Și atunci a trebuit să revin în Transnistria. Și am revenit în iunie, nu, la sfârșitul mai anul trecut, când a fost închiderea anului școlar la domnul Iovcev, la Lucian Blara. Și asta m-a enervat că închiderea anului școlar exact în același moment în toate liceele. Am zis, nu se poate decala puțin ca să merg la toate să facă așa un traseu. Că trebuia să ne anunțați exact, și exact. De la minister. Da, făceam așa o decalare. Da, cum îi spune Raisa și cu Oxana, ele vreau să meargă la domnul Sucicu, la Torjova și să fie acolo, era milițien cu asta, că era mai palpitant. Trebuia să meargă acolo, în fine. Da. Și atunci am fotografiat numai Tiraspol. Deci din nou avem o altă frustrare că numai un singur liceu am fotografiat. Din toate care există. Așa că anul trecut, în decembrie, am zis să fac un traseu total, un traseu complet. Și pe la Corjova, și pe la Tăuțcaia, și pe la Tighina, și pe Sălă. În fine, și exact asta am făcut. Am fotografiat elevii, am fotografiat prin liceu, serente clasă, profesorii, în fine. A fost foarte frumos și cartea care a fost lansată anul trecut, în aprilie, doar în format electronic, și asta era o a treia frustrare a mea, că nu o aveam în mână, nu o aveam tipărită, nu o aveam într-un format concret pe care să o semnez sau să, în fine, pe care să o simți în mână. Și atunci am vorbit cu Institutul Cultural din București, Institutul Cultural Român din București, care au spus că în proporție de 95% ei o vor imprima. Și chiar acum se negociază imprimarea, adică tirajul și toate astea. În fine, și asta era ideea, că cartea în forma ei actuală nu există decât în format electronic, iar în formă tipărită va exista cândva în vara anului ăstuia. Deci, ea e aici, deci asta este tipărită, care o să aducă apoi pe pagina, nu contează. Exact asta va fi formatul.
Formatul va fi bilingv, pentru că asta a fost o altă dorință de-a mea, să o pot prezenta peste tot. Pentru că în Finlanda, de exemplu, nu știu, cred că sub 1% din oamenii cu care vorbesc au auzit de ceva ce se cheamă Transnistria. Asta, și domnul Iercer spune la fel, că asta este cea mai mare problemă a școlilor românești din Transnistria, că nu se cunoaște că, nu numai că nu există, nu se cunoaște că există spațiu respectiv, spațiul ansamblu în care ele sunt, în care ele încearcă să existe, care încearcă să moară. Și am mai mulți prieteni în Finlanda care m-au promis că mă vor ajuta cu promovarea ei în, în Finlanda. Și da, aveam nevoie neapărat de o traducere în engleză. Iar acum o avem. Și va exista un format bilingv cu fotografii complete de peste tot din Cordova, din două scale de peste tot. Și va exista în vara asta. Da, iar expoziția are 60 de fotografii pe care eu personal am considerat reprezentative pentru proiect. Dar acum, bun, altcineva poate considera alte fotografii reprezentative. Am avut discuții ample cu Oxana, care i-a considerat că unele poze, de exemplu, Cioara Moartă, nu are ce căuta aici, dar eu consider că o Cioară Moartă este, vorbește foarte multe despre el. Adică, metaforă, hau-hau. Așa. Și, da, deci asta este expoziția, cartea și să nu uităm că există români dincolo de Dumnezeu. Cine mai vorbește, domnule? Da, noi credem.